Ce dale ai în tine, viața mea. Le ai astăzi. De cum se zice la noi? Băi, purs 47, mă. Ți-au luat 45, uite așa stă unghiile în Adidas. Da, bă, se criu ambulant, ia mai zi. Băi, uite așa mergi cu degetele alea, numai să porți și tu Adidas ăștia, șmecher. Care, de fapt, nu sunt șmecher, sunt așa. Păi, șustă, mi-ar fi rușine să vorbesc din încălțăminte altora. Zii mai departe. Bă, 47, purs și tu ai Adidas 45, uite așa stă degetele, mă. Zii mai departe, de unde? Băi, îți iese prin talpă. Cum adică crești copii acasă? Lasă-te, îți explic. În relația mea pe care am avut-o, că am crescut un copil. Așa, asta știu. Și de ce zice că în continuare crești? Foarte bine, mi-e pare de apreciat. Nu, l-am întrebat și eu pe George, dar... Bă, nu, te rog, nu! Nu! Băi, atunci plecați acasă, băi! Plecați acasă, bă, dacă nu vrei să vorbiți aici. Nu vrei să vorbești, George, du-te acasă, Marinescu, viața mea. Marinescu, mă vezi? Acasă. Mă vezi? Spune, întreabă-mă. Dacă te văd, da. Am tăcut din gură și nu știu. Dară se bagă doamna Maria. Se înțelege cine e bărbatul în familie. Dară se bagă doamna Maria. Hai, spune, întreabă-mă că-ți răspund. Mai tu glume de-astea cu mine. Ce faci? Ia zi, ce faci? Ce fac? Păi uite că nu fac nimic, dar știi că dacă eram în exterior, acum te... Aoleu! Te iubeam! Aoleu! Te iubeam! Aoleu, eu nu credeam că tu ești nou violent. Vai de capul meu! Hai, Marinescu, că nu am timp. Hai, Marinescu, vorbește. Aici nu are Marinescu în afară, suntem Marinescu. N-are timp, ia uiți! Acum. Lasă, bă, că mi-e dor și la Cristian mai încolo. Și zice, să nu mai strici asta. Nu mai stric, dar nu, că te las să vorbești. Te las să vorbești. Ia uite ce, uite vorbești. Ia uite X-ul. Ce ești? Tu te-ai ridicat la mine, nu la tine. Ba da, am râs de când ai intrat aici. Dai! Hai, ia să vedem noi ce se întâmplă dacă fac eu. Vă macină, George, ești cu ei. Bă, în continuare, bagă. Bă, de la vă macină, sunteți fierți toți, toți. Tu, Marinescu, eu nu mai vorbesc, ești fierți. Bă, stați-l, bă, să facă. Ești fierți. Bă, în continuare. Ar. Uite aici, ia stau, eu nu se mai pun în cadru cu Marinescu, ca așa vreau eu. Eu sunt stăpânul. Dar cine ești tu, mă? Cine? Stăpânul lui. Ia zi-mi. Eu sunt stăpânul lui Marinescu. Ia mâna de pe mine, că s-ar putea să... O tăiem și o aruncăm la câini, că oricum nu faci nimic cu ea. Asta ai făcut de 23 de ani nu faci nimic. Asta ai făcut tu cu a ta. De 23 de ani o țin în pantaloni. Da, mă țin în pantaloni. Am zis că m-a dus femeie la hotel. Tu spune pe aici. Îmi zici tu mie că vreau eu bani aici în emisiune, bă. Ai uitat când te-am detronat, ai plecat acasă, plângeai. Plângeai, ți-ai luat hainele. Băieți, m-a ajutat și pe mine să strâng și mai astea că mă duc acasă. Eu nu mai vin în emisiune. Când ai plecat acasă prima oară, mai aveai o leacă și timp cu ei hotel. Eu nu plec acasă. Când? Eu nu plec acasă. Eu am plecat că am vrut eu. Și care problemă? Băi, tu ai plecat pe ușa aia din spate. Eu am plecat că am vrut eu. Mai că vrem bani. I-am dat, ți-am lăsat-o pe gagică ta la momentul ăla. Ți-am lăsat-o în emisiune. Eu cu mâna mea am zis, uite, dau locul meu de concurent. Plec eu acasă în locul tău. Auzi? Trebuie să-mi pun mâna. Auzi cum a zis și George ieri. I-a zis George ieri lui Nikos. Băieții, să știi că te-au mai salvat de câteva ori. Cine pe cine? Ascultă-mă un pic. Cine pe cine? Te-au mai salvat? Eu pe cine? Da. I-a spus voi pe cine? Bă, era vorba de faza din jurală, bă, băiatule. Ce să vorbesc cu tine, mă, că-s peste tine. Ia-ți mine și dacă mă urcă și-ți fac așa. Ce să-mi faci? Stai jos acolo. Stai jos acolo. Băi, stai și te uite, capo! Țară-ți adevărata față, bravo, Marinescu, așa! Uite-mi... Să mă bați tu pe mine, mă! Bravo! Măi, Cristi! Totodată! Ca să vadă toată lumea ce e Marinescu! Când din ziua de fapt vrei tu, mă! Și măcar nu-ți atingi pe televizor! Aia! Urlă pe el că nu l-a lovit, cum făceai pe mine! Zile, Mariana, zile ce nu l-a lovit! Măi, Cristi, ce ai? Nu l-a lovit, eu dacă l-am vrat... Tu, Marinescu, care îmi te ridicai la oameni. Dacă de-astea facem... Adevărat! Ei, ați văzut? Codru! Foarte frumos din partea ta! Ei se joacă! Da, stai joacă! E pamflet mai înainte, că dacă erai afară, vezi ce-ți dădeam. Nu, da, e pamflet! Te dă un cap în dinții aia să spunem... ...restul persoanelor. Este pe bune și n-a făcut același lucru cu Codru. Ia, cum minti, măi? Ce comunică? Vezi că ești roșu pe gât. Oare de ce sunt? De gât. Ce fac? Agață de gât. Lasă că m-ai luat pe dosână, ai vrut să mă simți că tot bine. Păi el ar fi. Dacă nu vă băgăm în seamă, vă luăm puterea. Bun. Vă luăm ce aveți mai de preț aici, asta, acolo.
Ai jos acolo că nu am puterea. Uite așa să luăm. Uite așa. Vei ceva? Vă pui jos. Da, o iei pe pitiștura, așa o iei. Bă, viața mea, te-am pus jos și la toată lumea. Bă, mănici, nu vreau să mai vorbesc. Te-am pus jos și la... Figurativ de bună, ai stat pe ăla. Alo, la țară, la tine se vorbește așa. Nu aici. Ce putere ai tu? Se uită lumea la tine. Mamă. Eu cred că e țărancă. Vin de... Că vezi, vezi. Te-am pus jos și la propriu și la figurativ. Pe canapea. Și pe lider și pe ce vrei tu te-am pus jos. Mi-a spus un lucru la un moment dat, săptămâna trecută. N-ai ce să-mi faci. Bună. N-ai ce. Și nu te mai da la mine că e greu. Și tu știi că te dai la mine că nu vreau să te lovesc. Când vine bucata. Dacă nu stai, când stai tot miau. Când vreodată? Când vreodată? Când vreodată în viață? Hai din capul tău. Mă, când vreodată? Vizești. Când vreodată? Când vreodată? Bă, adevărat, dacă vrei, uite, mergem afară și... Băi, ne... Cu tine. Te bag în gips. Doar cu tine. Cu tine că ești lider aici și ești tare. Mai poate, nu mai poate, nu mai poate, nu mai poate. A ajuns limită. Înainte știi cum era? Stătea pe canapea, vorbea, la nu mai poate. Acum a început el să sară. Asta e Smart 2 bombardier. El se împingă. Smart 2. E greu. Fii bombardier, Smart 2. Fii Smart 2. Nu sunt frate Smart 2. Fii Smart 2, fii bombardier, sar la bătaie, împinge. Împinge, fii bombardier, sar la bătaie. Ne mai băgăm între tine și o persoană încă o dată. Încă o dată? Mă împingi pe mine? Bă, nu vă băgați. O plecat și așa. O șansă ai mai conștient. Băi, o șansă ai mai avut. El e conștient că eu nu o să dau un el, că vreau să rămân în competiție. Nu o să dau. Dar dacă el va da, o să dau și eu. Da, sau oricine de aici care o să dea primul, Arinescu. O să dau și eu. Da? Da, sigur eu. Dacă am dat, dacă unde? Dau una primul, dacă am dat, da, e finală, unde o să dai? Cum ai dat data trecută? Dacă îți dau una primul, să dorm până în finală. Băi, liniștiți-vă, bă, că... Băi, nu știi, bă, dar băi, nu v-am arătat eu multe, mă, frate, bă, nu sunt Smart 2. Bă, nu, dar acolo ai fost Smart 2. Trebuie să fii nervos, mă. Ăla când am fost? Păi de acum. Acum? Așa l-ai împins ca pe cârpă. Păi el s-a dat. Păi și care, bă, l-am împins. L-am împins, care... Eu când te-am împins pe tine aici de videoclipul ăla viral pe internet, când te-am împins, acolo de-ai căzut, ai venit și ai spus că am vrut să te lovesc. Iartă-mă viața mea, dar când erai acolo, când ai vrut să te dai la Ian, când m-am ridicat, te-ai dat în spate, se vede pe video. Așa că nu mai vorbi tu de... pe aici, că am ce-mi place de bătaie. Că astea. Hai, Romeo. Înțelegi? Hai, Romeo. Liniștește-te, George, și tu. Ce să fac cu tine, viața? Liniștește-te. Tine, mie să fie frică cu tine. Aici sunteți 5 de 6 luni, de 4 luni de zile, contra mea sunt unul singur, viața mea. Normal că sunteți tari în gură cu mine. Normal că sunteți voi tari în gură cu mine, mă, că sunt 5-6 contra mea. Că așa făceai înainte. Stai acolo, ai început să te ridici. Nu ai voie cu apă! Care e problema? Mă ridic de acolo, da. Păi lovește-l acolo. Nu, asta vrei tu. Nu lovești, mă. Nu, tu l-ai împins aici. Asta vrei tu să lovești. Tu l-ai împins. Acum vine, se pune cu fața lângă mine. Ce să dau? Nu vreau să dau. Da, că sunt cordat. De ce să dau? Da, poate îmi scoți mie măsă aia de minte, nu mai dau 200 de euro. Haide. Uite că nu vreau să plec. De și nu o să dau niciodată. Nu o să dau niciodată. Mamă, știi că râde de lumea de tine acum? Are intri în ședință cum ești cu Costa. Bă, n-ai idee cât de comic ești. Bă, dar fac catering cu Costa. Bă, eu fac catering cu Costa. Tu uite cum a strâns asta pe mine de gât. Uite cum a strâns asta pe mine de gât. Ăla s-a panicat, credea că... Ești pe mine, mă. Fii atent, stai în poziția asta, nu te mișca. Tăiați clamerele un pic, 2 secunde durează. Uite-ți tu cum stai cu maxilarul ăla tău așa. Și ce faci? Când vine una în barbă așa, știi cum faci? Mai pune tu mâna o dată pe mine că o să facă cranț. Dar cine te-a atins? Nu, pune mâna pe mine. Cine te-a atins? Uite, îți fac vânt. Pune mâna pe mine odată că o să facă cranț. Îți fac vânt, îți fac vânt. Ce-ai făcut? Lasă la mult. Oh. Hai să facem lupte. Lasă-mă mă că am joaca mea cu Marinescu. Joaca ta la... Am Marinescu. Nu vă mai strigați, nu vă mai nici. Ce mă frumos nu-mi vrea să-mi bea. Am și eu o întrebare. Ia zi. De ce nu făceai așa când te-a apucat Codruț de mână? Oh. Codruț de mână? Oh. A? Mă, dar eu am treaba mea cu Marinescu. Codruț avea el treaba. Bine, de ce n-ai avut aceeași reacție când a venit Codruț? Că așa vreau eu. Codruț în partea aia și-a luat de mână. Bă, dar ei sunt de mine, că de ce nu reacționezi? Poftim. Eu n-am dat am Marinescu. Am zis de ce. Eu pe Marinescu vreau să-l bag. Comănici. Eu pe Marinescu vreau să-l bag. Maria. Noi suntem prieteni, nu? Compar Codruț cu Marinescu. Nu vreodată în viața asta. Nu, nu.
Pămânici! Lasă-l mă, că e cald. Ce din emisiune și-i fac și aici? Auzi, Maria, el e conștient și cu toți inconștienți că eu nu o să dau aici, că vreau să rămân... Pe când ăștia ar da, că ăștia nu interesează cum te duci, înțelegi? Hai că ești un smart trec pe aici prin casă, să fii serios, faci tu. Calmea astea, Alexandru! Pe toată lumea, faci tu la toată... Cine a băgat-o un pic? Bine că i-a dus subiectul ăsta! Dacă se împoiază cineva la tine, se împoiază! Stai un pic, stai un pic! Am înțeles că te lauzi, nu știu tu, pe la cine și cum, căci că m-ai alergat pe aici prin platou. Eu m-am lăudat la cine? Nu-l răbda, nu-l răbda. M-am lăudat. Ai vorbit, nu am vorbit. Ai vorbit, absolut. Ai vorbit nimeni de ceea ce s-a întâmplat. Ce ceea ce a întâmplat. Mai devreme, pune. Auzi, auzi, ai uitat când... De aici? Da, când am încolcat. De aici? Da. Nu ai avut nicio circunstanță. Tu ai alergat de acolo. Bine, de ce? De acolo. Mă temeam de tine? De acolo. Eu nu am zis niciodată lucrul ăsta. Zim și mie, mă temeam de tine? Nu, eu... Da, te-ai temut de mine. Ai luat femeie paharul de aici și n-am văzut la urmă. Îmi tremura barba de nervi. De nervi, de nervi, da. De frică. Și ce? Eu am lăsat ochii jos. Ești! Femeie, cum să lase ochii jos în fața ta? Cum să lase ochii? Nu te-am întrecut pe tine, nu te-am întrecut pe tine. Cum să lase ochii jos în fața ta? Tu toată viața ta te... Hai mă, terminați-vă odată! Au cu gura mare și ai impresia că vii aici și faci legea. Stai tu liniștită că tu n-ai cum să faci legea cu mine, soro. Fac cum vreau eu. Tu pe tine niciodată în viață. Vezi că te fac, vezi, deja am început. Niciodată în viața ta, pentru că nu ai cum. Și nu te mai lăuda în aderații. Eu am venit acolo și te-ai dat nervoasă la mișto. Sănătoasă la cap, tu ești sănătoasă, eu m-am lăudat. N-am vorbit cu nimeni. Nu am alergat că m-am speriat de tine. Știu foarte bine că nu o să faci nimic. Lasă-mă un pic. Noi l-am prea luat paharul cu apă, de aia m-am dat. Una, nu, nu faci. Eu nu, nu faci. Nu am vorbit cu nimeni de ceea ce s-a întâmplat între noi în casă. Ceea ce oamenii au văzut de acasă este problema lor. Nu e vorba de la mă. În casă tu ai vorbit. În tu casă vorbit. Eu am vorbit. Da, da. Eu arată și mie persoana cu care nu eu am vorbit. Ai vorbit. Arată persoana. Te asumi. Arată persoana cu care eu am vorbit de așa ceva. Pe gură. Arată persoana. Nu vreau. Arată persoana. Nu, singurul lucru pe care eu l-am zis persoane. În momentul în care eu am sărit la tine, spune eu ce am zis. Am zis că-i arăt eu cui de cine este frică. Nici de cum că te-am alergat eu pe tine. Nici de cum nu, că ai zis că am alergat-o pe asta prin platou și era frică. Eu am zis asta. Când? 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 Mie mi-e frică, păi ce frică, ce frică. Stai cu barba. Dacă mă ridic la tine, mă tremur. Hai, ridică-te. 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 Nu vorbi prostii! Nu vorbi prostii! Nu vorbi prostii! Nu vreau să stau jos! Nu vreau să stau jos! Cine a cedat prima păi? Mă și tem! Mă și tem! Păi dar nu mai zic! Nu mai zic! Nu mai zic! Mă tem eu de tine! Adevărat că Dumnezeu dă la fiecare ce trebuie. Mare! Vorba Alexandre, adevărat. Mamă, deci nu pot să cred că accept așa ceva mărare și mă... Nu mai accept că nu mă mai interesează. Dacă sunt tot atât de mulți concurenți cărora nu le pasă de părerea publicului, de ce se strofoacă să arate adevărul publicului despre anumite chestii? Eu niciodată nu vin și aduc culeg informații de acasă, să le aduc aici, să văd, ai, Doamne, cum e Nicos? Ce faci afară? E diferență mare între mine și tine, Nicos. Ai nevoie de mine aici ca să schimbăm locurile? Nu ești tu cea măsură care trebuie să judece, ci cei de acasă, ca cred să ne foarte înțeleg. Mult în iar publicul tu, meu. Iar tu, în momentul de față, tu ai pornit acest război cu mine, nu eu cu tine. Tu. Eu vreau să te oprești tu, da. Dar cine da. Ești vreau tu să te oprești tu? O să te opresc. Cine o să te opresc, da. Da. Atâta timp cât stau în această casă, toți au ieșuat. Atâta timp cât stau în această casă, te opresc. Ca toți au ieșuat. Puterea dragostei continuă. Ne revedem de la ora 17. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.